Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. La noi e dimineață, e 7 și câteva minute. Și astăzi ne aflăm din camion. Plecăm în cursă la Chirhai. Aici l-avem pe tata, e pregătit. Neața bună. Să plecăm la Chirhai. Mai ales să încărcăm de la Siemens în dimineața asta. Acum să fac toate procedurile de dimineață. Da, băgăm cardul, deschidem program. Da, uite așa. Și după aia dăm foc liber către destinație Kirchheim, Ottlingen, Siemens. Ia uitați la noi, de dimineață e soare. Se arată că azi e vreme bună, om vede. Ce va mai fi? Pentru că vremea aici la noi în Germania e cam... Acum poate să fie cald, după poate să fie ca iarnă. Ia uitați acolo cum se face foaia de parcurs. Se scrie plecare din Dettingen. Aici așa mai sunt câteva camioane care strase pe dreapta de o cam dată șoferii în concediu. Acum să stă de dimineață până să scrie foaia de parcurs, până să faci un pic de ungere la motor. Uite așa. Ceva de roz, mă. Nu întrebă. Un prieten după ceva timp au citit tahograful cardul și... Acum asta să stăm pe ciocanale vreo... 5 minute. 5 minute. Pe lângă mașină am fost, n-avem nimic. Și așa, ești gol acum. Da. Trebuie să ne încărcăm. Ai stat 13 ore și 17 minute. Acum asta dispar de aici cu 0. Vin toate cu 0 imediat. Și aici soarele pe săptămână conduse. Am 25 de ore și 13 minute făcute. De trebuie dus în servis asta. Pentru schimb de ulei sau? Curele, ceva, nu știu ce schimbă la ea, dar nu da servis și are... Aha. Scrie bine atunci. Are 151.000 camion acum, 580. De kilometri? Da. Uite, acum vin zero, vezi. Într-un an jumate? Nu, în iulie au avut un an. Un an și câteva luni, un an și o lună. Într-un an de zile, 150. Am luat numai iulie. Îți dai seama, într-un an 150.000 de kilometri. Te-i cap, știi, de noastre. Dar nu s-a prins martor la el, n-ai nimic de treabă cu el. Ca lumea, păi s-a dat mașină. Păi trebuie să aibă la 400 și ceva acolo. Asta da mașină, domn. Uite, așa să facă și mașinile aici. Să merg cu ele, să n-ai treabă numai servisurile, să le faci. Asta în loc de curia de distribuție, opinioane cu dinți. De aia țin. Și motoarele sunt făcute mai bine. Și mai ales că aici așa la voi să cară și din ăsta, nu ce, și tonaj. Da, da. Nu se mere în fiecare zi până în 20 de de tone, sunt alții care merg tot în fiecare zi până la 20 de tone. Se încarcă mai mult. Asta este. Bun, prieteni, am stat, am așteptat, acum Abfahrt scrie pe noi, decolare. Da, da. Uitați aici, am vestă. E trebuie vesta cu rușa la ea, la descărcat. Ia uitați acolo. Ne ducem ca săceata. O iai pe șleștrase sau? Pe autostradă. Din orașe sunt obauștere. Aseară au plouat la noi. Au fost o țură de vreme mai rea.
Dar vedem că de dimineață totul s-a îmbunat și vremea ține cu noi. Ia uitați acolo oglinzile. Aici la noi e deocamdată drumul cam în lucru. Lucră ăștia la toate. Benzina, vă, că a început să se scumpească iară. Da, benzina e aproape 2 euro. 1,92 era aia super normal. Și aia super plus era 2 euro fix în cap. El îmi face semn asta, să trec eu. Păi, dar nu a făcut cu farurile. N-a făcut. Îmi face cu mâna. Degeaba, domnule, camion e camion. Na, ne auzim de la încărcat. Bun, dragi prieteni, ne aflăm pe autostradă, viteză de croazieră. Camionul se comportă extraordinar. Extraordinar se comportă la drum, citește toate cele, pilot automat, calcă frâna, tot ce vrei tu face. După cum puteți vedeți, acum ne coborâm la Kirchheim, de pe autostradă. Ia uitați aici. E liberă azi autostrada, azi e fain. Dacă vreți un S-Class mai mare, să vă luați un Mercedes Actros. Da. E suspensia e cam tot aia. Adică așa că zic că nu se simte, știi? E cam ca la S. Poate mai ceva ca astea mici. Aici așa suntem sus la Kirchheim, la Autohof, cine știe și cunoaște. Acolo cu frații de la Țeș. Metabu. Aude, aici îl pui pe automat să vezi cum se bagă singur în giratoriu, cum citește. Ia să vedem acum. Ce citește sensul de giratoriu. E liniște o de dimineață. Da. Plecat n-am să-mi concede. Eu normal că mă duc la școală, de mă duc numai eu, de nu trebuie să o duc pe Dini, tot pe aici așa viu, pe autostradă, yeah. Știi? E. Yeah. Mamă, dar pe prins că e o circulație aici, Nu, aici eu deja sunt în 50 și când citaște aici deja giratorul, vezi? Uite în bord. Vezi? Cred că se vede bine, da. Se vede acolo giratoriu, da, 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 da. Și zice că cu 19 km la oră trebuie să intru în... În sensul giratoriu. Uite-te aici. Dacă avem tonar, scăde. În funcție, el știe și dacă se încărca sau nu se încărca. Deci dai seama. Înțelegi? Uite-te. Ui, calcă frâne, singure, duce. Uite. După cum puteți vedeți, nu se apasă deloc cu piciorul pe frână. Păi, numai se accelerează că ieși din giratoriu. Păi, mai are pe 60, acum s-o strâng și acum schimbă. Vezi? Ui. Degeaba, domne, mașină. Aici ai voie numai cu la mașinile care încarcă de aici, vezi? Dă 50 acum. Da, 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 da. Deci n-ai, cu mașina asta pune singură, n-ai treabă, citesc indicatoarele de pe drum. Vezi?
Din oraș te duci numai pe pilot automat. Unii, aici... am văzut că unii zic că cum e asta, merg tot pe pilot automat. Aici trebuie să intrăm în firma acum la Siemens. Imediat. Unii zic că așa de rău e să merg numai pe pilot automat, un șofer care zic așa. Și apoi ei zic, eu sunt așa mai old school, eu sunt mai așa de școală veche, zic unii, eu mă duc numai din Chiciur. Acum cu ea. Acum ați cu școala veche. Eu mă duc numai din Chiciur. Deloc nu merg din picior. Aici, că intri în firmă, prin incinte, prin astea, știi? Da. Și prin Berlin o las la... Și am o grămadă de semafoare. În ștau extraordinar sistemul ăsta. Ăsta e farmicul la mașinile noi, adică, da, cum să zic eu... Nu te mai clansonează nimeni că când ești tau tu nu pleci, că pleacă mașina singură. Ia uitați aici, fix pe drum așa, eu mă duc la școală pe drumul ăsta aici. Așa e Siemens, uite aici, da. Aici trebuie să ne băgăm la... Siemens Energy. Uite aici. Asta e firma. De aici trebuie să încărcăm. Și aici la stop ne oprim să ne amelduim. Merem cu pașaportul. Da. Vesta pe noi că nu ne lasă. Regulamentar tot. Ne auzim după ce ne amelduim. Bun, prieteni, ne-am înregistrat aici, ne-am amelduit. Da. Am terminat, după cum puteți vedeți, am și eu vestea acum pe mine. Aici, când vii, trebuie să te amelduiești cu pașaportul sau cu un act de identitate. Și acum trebuie să așteptăm, cel puțin... Până la 8:30 trebuie să stăm. Încă câtva timp? 40 de minute. Pentru că hala e plină, din câte s-au zis. Acum trebuie să așteptăm aici. Că altceva n-avem ce să facem. La Siemens aici. Bun, prieteni, acum intrăm înăuntru. Mergem la hala numărul 5. În sfârșit, cred că am stat și am așteptat mai bine de o oră. Da, e fără 10, acum 9. Mergem la hala numărul 5 acum, ca să încărcăm. A, pe afară te face, uite. Trebuie să vedem, asta e 5. Eu poate încarc altceva. Trebuie să văd ce hală e asta. Hale, țin, hale, nu, încă mai încolo. Aici. Înțelegi? Mhm. A, pe ceva de genul, încarci și tu. Eu trebuie să iau trei bucăți mari prima cursă și adau am paleți. Uite, cred că așa cum încarcă și... Și Răzvan. Uite ce patinează. Vezi? Că s-a ridicat de față, s-a ridicat de spate. Să tenți acolo. Bă, dar zgrii paliță, ia. Păi da, îți dai seama. Poate a dat o tură să iau, eu trebuie să iau trei bucăți, îi dau ușor de tură. Așa scrie pe comandă, pe știu. Ia uitați acum aici. Ale fun! Ce scrie, da? Ale fun! Ale fun! Vă lasă!
Grosec. Voi. Da, fac la sud. E links unde era de ori. Ok, danke. Acum mergem mai departe. Pe nouăle. Iasă, una e la ea. Au porturi aici, văd. Uite, acces mașinării ca la Mitsubishi. Alea, transformatoare de alea ducem pe vaporele. Ale A, 7. Asta e semi-tiflat. Bă, dar ce te bași pe interzis? E de la Rüdiger, de-aia, e de la Rüdiger ăsta. Păi n-are nimic, trebuie să se întoarcă pe partea alaltă, hartă asta. Trebuie să băga pe interzis. Trebuie să văd, ăsta e ale 5, uite, mai este unul. Aici e. Ale 5, here is, yeah? Ale 5. Ale numărul 5. Ich glaube für Dettingen. Ich glaube für Dettingen. Ladung? Ja, für Ladung. Yeah. Bun, dragi prieteni, am ajuns să vă încărca pe deasupra cu macaraua. După cum puteți să vedeți cum a se desface. S-a desfăcut tavanul, acum să pun gume pe jos ca să nu alunece marfa. Să pregătesc chingile. După cum puteți să vedeți, deja o pornit. Se va încărca cu macaraua. Puteți să vedeți acum cum se ridică sus. Încărcăm 3 bucăți. Acolo așa sus, puteți să vedeți câte kilograme cântărește mașina, undeva la 7 tone 300. Cum a să ia și să pune pe gume care au fost puse înainte, în așa fel încât să putem să încărcăm. Uitați aici. Să așează acum toate gumele să fie bine. După care se va lăsa de tot jos. Ia uitați acolo. Foarte greu. Foarte greu. O să încărcăm 3 transformatoare de genul. Ia uitați, așa se pune sus.
prieteni, din păcate numai acum am primit de cunoștință că mașinile trebuiau și înfoliate, că transformatoarele trebuiau și înfoliate. Acum mai trebuie să mai așteptăm încă un pic până se înfoliază, pentru că transformatoarele astea, adică generatoarele astea, o să fie puse în lagă. Bun, dragi prieteni, așa se vede de aici, de sus. Ia uitați aici, chingi frumoase. Bun, întotdeauna se leagă de sus. Nu, tot depinde. Adică nu, aici. Uite așa se leagă 4-5 pe 1. Știi câte toni are unul din ăsta? 7-4 numai. Ia. Acum mai vine o tură jos. Vine al doilea. Doilea care o să fie pus aici. Voie bună când vine oamenii aici. Greu, da. Să vă înfolia. Acum se pregătește de înfoliere. Așa. Bun, dragi prieteni, am încărcat 3 bucăți. Stați așa că vi le arăt. Ia uitați, așa arată. Asta, da, uitați. Bun, dragi prieteni, descărcăm acum, mă aflu în camion, acum să leagă sus, din nou. Bine, să punem asta la loc. Să leagă și să dă cu cranul, să scoate afară tot. Cum vedeți, avem aici niște generatoare
Și așa arată. Poloșazul are niște cleme care se prinde de ele. Ia uitați așa. Vom prieteni acum să dă jos. Și al doilea. Bun, prieteni, am descărcat, am adus marfa la destinație, totul a decurs conform planului, numai atât dacă am stat și am așteptat o țâră acolo, dar nu-i problemă de asta. Deci, ce să vă mai spunem, dacă v-a plăcut vlogul, să lăsați un like, un share, un subscribe, toate cele bune până pe data viitoare, numai bine, auf Wiedersehen, vă zice pe germană.